Eu tot aici voi fi. Și chiar și atunci când viața pune piedici nouă sau când soarta va surâde, eu nu va fi greu. Voi fi aici Lavric, salut, bine ai venit. Te invit să iei loc aici alături de mama ta. Mulțumim, salut. Mulțumim foarte bine mult. Bine ai venit. Mâna, da? Săruna. Doamna Laura Lavric. Vai, un mulțumesc, buchet de flori din partea noastră. Frumos. Așa și un la mulți ani înainte, că duminică e. Da, mulțumesc, ziua. Mulțumesc foarte mult și mă bucur că ne-am revăzut după atâta timp. Mulțumim tare așa. Mult că ați venit mulțumim, astăzi pe la noi. Mulțumim, cu tot dragul. Să ne așezăm, ia, așa, pune puteți să le lăsați aici pe masă, aici. Că așa. Vai, foarte frumoase, mulțumesc. Așa. În primul rând vreau să... Te rog, să le spui... Prezint pe colegii mei de trupă, pe solista Magdalena, da, Gavriloae, și pe Ionuț Sfântu Ciprian. Perfect, e o piesă... E o piesă nouă asta? Relativ nouă, da, din februarie am... Mulțumesc. Și încercăm și noi să o promovăm. Pe cât posibil. Felicitări, felicitări. Mulțumesc. Ce ați mai făcut în ultima perioadă? În ultima perioadă am fost plecați prin pandemie, da? Adică am stat acasă mai mult. Adică ne-am plimbat, sufragerie, bucătărie, puțin în curte, iar înăuntru. Și în rest, acum au început puțin să mai miște treburile, ușor, ușor. Da. În schimb, am mai avut grijă de business-urile care mă ocup eu neaș, cu niște spații comerciale, cu... Și, na, una peste alta. A fost adică bine, de două ați depășit cu bine. Cu bine, da. Păi da. De vacanță n-ați avut parte vara asta? Ați fost pe undeva, plecați? Am fost în România noastră, cea frumoasă. Cea? Cu ocazia asta am descoperit și eu Delta Dunării, care este extraordinar de frumoasă. Da? Mamaia, tataia, e socotel.
chiar am vrut să merg și eu pe urmă, mi s-a filmat filmul ăla, Operațiunea Monstru, știi? Da. Brațul Sfântul Gheorghe. Vă urmăream în timp ce erați atentă la ce se întâmpla pe scenă și erați foarte emoționată. Cum e să-l vedeți pe fiul dumneavoastră cântând? Era emoționat să nu cumva să greșesc vreo notă pe acolo. Harmoniile. Că așa aveam eu cum să-ți spun că unde ai greșit, da. Trebuia să mă pricep la genul tău. Îmi place ceea ce face și mă bucur și sigur că când sunt cu el în emisiune, emoțiile sunt mai mari. Emoțiile nu sunt pentru mine, sunt pentru el. Că vreau să iasă foarte bine, așa cum de altfel iese de fiecare dată, dar ca mamă și fiind în domeniul muzical amândoi, sigur că am emoții mai mult decât poate el. Dar vi se întâmplă să dezbateți, nu? Pe teme muzicale, bănuiesc că... Nu, el îl face piese, că eu nu mă pricep ce să-i spun, așa. El e acolo cu genul lui, dar... Dar nu vă cere părerea, măcar așa, când da, înainte l-a scoat o piesă. Când a făcut piesa asta, i-a spus să știi că îmi place foarte mult. Da. Spre deosebire de alealte... Asta să știi că asta mi-a plăcut! Da, asta mi-a plăcut, toate mi-a plăcut, că el o cântat și cu Jolie și-a făcut piese frumoase pe care s-au lansat ea. Jolie Maia care s-a lansat la noi, da? Da, a început cariera cu mine, neașa, am început noi în 2002. Și Victor le aduce la televiziune și pe urmă el își iau zborul. Aia. Nu e nicio problemă. Eu nu pot să-mi iau zborul când sunt prea pe fizic și la maric și chelboț, așa stau mai mult pe... Da. Aș vrea și eu să-mi iau zborul, da? Dar, apropo am de, prea multe armonie aici. De genul muzical, nu te-a bătut niciodată gândul să mergi spre muzică populară? Să spun ceva, Covin. Particular, cum s-ar spune. Așa? În particular. Așa? Așa. Noi cântăm la diferite evenimente, de adică o acompaniez. Așa. Cu Alba Neagra, Hore, Sârbe. Acum, dacă ar fi o posibilitate să poți să audă, să vezi acolo, că eu îl fac, zic, măi, așa de bine, când parcă ești Pandelescu. Pandelescu fiind, Dumnezeu să-l ierte, un mare acordeonist care mie mi-a plăcut extraordinar. Și zic, nu-s Pandelescu, sunt Panghelescu. Eu zic, dacă ai fi Panghelescu, nu, n-aș mai cânta cu tine, că nu m-ai ajutat deloc. Îmi fac și o treabă, muzicanții. Foarte bine, foarte bine. Respect celor marilor acordeoniști ai României, îmi fac și o treabă. Știi că eu sunt pretențioasă la capitolul meu de muzică, trebuie să iasă de calitate și atunci îți dai seama că el m-a ajutat. Dar ce s-a întâmplat? Nu avea de gând, dar eu am spus, măi, Victor, vine și mă ajută, că am ajuns la o nuntă pe la Dorohoi și ăla cu o orgă cât un dulap. Și parcă nu se aude. Și eu tot îi făceam disperată, dă mai tare. Nu-i la nimic, mă! Și opresc odată, stop, lumea s-a uitat ce s-a întâmplat. Zic, stați un pic, acum ne-am întâlnit, zic, cu formația, zic, să ne punem puțin de acord, să vedem, zic, ce se întâmplă. Și mă duc la el. Lumea stătea în ring, așa, împarecheat, să nu mă să joace. Și eu mă duc la el. Mă zic, dă mai tare. Dar el, ce că nu știu. Ce ai zis? Ce că nu știu să-i dau mai tare. Cum adică? Păi nu știu să o folosesc. Doamne ferește, de când o ai? Păi zeci de 3 ani. Și în 3 ani ai fost curios să vezi cum sună. Era cu biscuit. Băi, era cu biscuitele bagat acolo și el cânta de rupe pământ. Peștișor, era peștișor în acvariu. Da, peștișor în acvariu. Și atunci a spus, măi, Victor, decât acum dacă luam pe altcineva, să zic, un acordeonist, fiecare au formație. Acum lumea mă vrea pe mine. Aia cântat o perioadă cu maestru Cosmiță la Scarache de la Botoșani. Vreau să salut și acordeonist pe care respect foarte mult, Ionică Minune. Îmi place foarte mult și muzica asta lăutărească, recunosc. Da. Chiar dacă eu sunt rocker, așa. Așa. Mexicanul, Paul Stângă, sunt băieți Turneanu, sunt băieți șmecheri. Bun. Da. Și așa ați ajuns să lucrați împreună, da, nu? Da, așa și mie îmi place muzica instrumentală foarte mult. Mă refer la trompete și la clarinet și la asta. De-aia am și băgat eu trilul ăsta al meu, așa, pentru că mi-a plăcut foarte tare. Fiind specific zonei Bucovina trompeta, Alexandru Havrliu, care îmi dădea, îl salut pe această cale, îmi dădea melodii. Măi, Laura, îs foarte buni, măi, și eu odată nervoasă zic, eu pe ăsta îl dau afară din casă. Laura, trebuie să mai faci ceva. Ce să fac, mă, melodia să bucură de succes, succes am și Dumnezeu mai trebuie să-i fac. Nu știu ce trebuie să-i faci, dar trebuie să-i faci ceva. Și a zis, stai că te fac eu pe tine acum. Stai că imite o trompetă acum. Da, e asta. Așa, da. Aia da. Și apoi acum văd că toți ăștia tineri, toți au început să dârlească ca mine. Toți sunt cu dârle-dârle. Dârle-dârle. Păi hai să dârle-dârle și noi acum puțin. Vine-te mă ca și-o vrea tu să-ți ce oamenii după aia. Da, exact. Poți stilul tău. Știa stilul meu, ca mine nu poți să facă nimeni. Exact. Chiar că nu poți să facă nimeni. Nu. Așa, vreau să-l salut pe domnul Antonescu, Ion Antonescu, care ne cazează de fiecare dată când venim în București la cel mai luxos hotel Marshall și vreau să spun că am fost cu dumnealui și în turneu, în pelerinaj în Israel. Da. Măi,
ce câtă cultură a putut să încapă în capul lui, am rămas uimită pe cuvântul meu. Da. Iubește artiștii, ați văzut că a făcut pelerinaj cu actorii, cu muzică populară. Are o cultură extraordinară. Da, are o cultură fantastică. Biblioteca ambulantă, da. Are o bibliotecă în capul lui, că cred că tot citit, el nu a citit mulți... ambasadori sau ce... Perfect. Da. Haideți să sau cântăm mai cel mai bine. Da. Ia să cântăm ce știu eu mai bine. Exact, da, da, da. Exact. Mulțumim tare mult, scena va aparține. Așa, pe aici. Doamnelor și domnilor, Laura Lavric. Pungă cu bani ca să-mi cânte la udari. Dar n-aș un gospodar, pun și nu în pahar. Așa nu-ți